Bună dimineața, dragi prieteni. Sper că se aude și se vede. Bună dimineața. Vă așteptăm, vă așteptăm. Vine, vine. Dar fiți la deal? Fiți la deal tot. Acuși o să ne apropiem. De Doamne. Ia uite, lumea săracă. Imediat ne apropiem, bun? Bună, bună dimineața încă o dată, dragi prieteni, dragi locuitori a municipiului Chișinău. Dragi, mai pornim o dată, la revedere, mulțumesc, sănătate și dumneavoastră. Mai pornim o dată, sper că se aude. Bună dimineața. Văd, da, văd, se conectează lumea. Îi vin după acolo, nu știu, dă-te mai încoace. Nu, nu stai prea în drum, ca să nu te... Suntem live, domnule. Okay. Pânte. Bună dimineața, s-a întrerupt, era un apel telefonic și am apăsat. Lumea se apropie și ne mulțumește. Este datoria noastră să facem aceste lucruri, așa cum am menționat anterior. Ieri au ajuns alte 16 noi rute articulate de o capacitate de 160 de locuri pe teritoriul municipiului Chișinău, respectiv ne face ca să putem asigura mai multe suburbii, unii cerere este foarte mare, avem peste 1000 de semnături aici la Codru deja. Pe două rute noi pe care intenționăm să le organizăm, începând cu săptămâna viitoare, una. Astăzi ne-am amuzat un pic și am rămas nu tare plăcut surprins că la finalul rutii 169 a Maxi Taxi sau rutieră, cum îi spunem noi în teritoriu, băieții s-au organizat să ne blocheze drumul ca să nu ne putem întoarce cu autobuzul. Vrem să comunicăm asta locuitorilor din Codru. Vă rugăm foarte mult să interveniți și dumneavoastră, pentru că din câte înțeleg eu, sâmbătă, duminică, Maxi Taxi, rutierele acestea nu prea circulă, nu prea se păstrează orarul în orele târzii, în orele de foarte devreme. Deci nu avem nimic împotrivă în această privință, doar că ar fi foarte incorrect ca din cauza unor afaceriști care nu întotdeauna își onorează obligațiunile, oamenii simple să sufere în instanță finală. Deci atenționăm încă o dată proprietarii rutei 169 să se conformeze și la obligațiunile lor nemijlocit, dar și să permită fără blocaje întoarcerea autobuzului la stația Terminus. Nu este proprietate privată a rutelor de microbus. Deci, vom încerca cu data de 4 aici la Codru să asigurăm cu transport public la prima etapă un autobuz, după care vom vedea dacă va fi necesar de două autobuzuri. Pe raza scurtă vom informa suplimentar, la fel în cealaltă parte, în deal, vom testa un alt autobuz și alte rute săptămâna viitoare la început. Noi vă felicităm cu ocazia sărbătorii de astăzi, vă spunem felicitări și din nou an școlar copiilor care merg, părinților care vor merge mâine să-i asiste și tuturor pedagogilor noștri dragi și să urăm tuturor un an nou plin de rezultate. Astăzi avem evenimente pline și frumoase în centrul capitalei, vă invităm la strada pietonală Doga mai spre seara. Atât am avut să vă spunem. Mulțumim în continuare tuturor celor care se implică și vă asigurăm că vom lucra în ceea ce ține nemijlocit de confortul cetățenilor, fie că ei sunt pe teritoriul municipiului Chișinău sau în suburbiile noastre. Da, și probabil că o sarcină pentru următorii consilier și următorul primar. Stația asta arată foarte... Domn primar, hai că o stație costă nu atât de scump ca să o refaci, mai ales într-o asemenea formulă. Cred că e foarte, foarte rapid, poate fi făcută. Noi autobuzul să punem, face stația. Dacă nu puteți, spuneți și o să facem și noi stația. Sănătate multă, la revedere, un sfârșit de săptămână cât mai reușit pentru toată lumea.